Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri. Iată titlurile serii. Râul Crasnăi în continuare sub atenționare de cod roșu. Aseară autoritățile au fost pe teren, peste 150 de persoane au muncit în continuu pentru a consolida digul care protejează localitatea Craidorolt. 20 de persoane au fost evacuate preventiv. Mai multe licee au avut astăzi festivitatea de absolvire pentru clasele terminale de liceu. Un adolescent a fost prins de jandarmi în timp ce fura lame de ras. Peste 150 de persoane angajate ai instituțiilor Ministerului de Interne și voluntari au muncit aseară la Craidorolt, acolo unde s-a instituit o stare de alertă după ce nivelul Crasnei a atins o cotă istorică. 20 de persoane au fost evacuate, iar animalele au fost duse într-un loc ferit pe un câmp. Comuna Craidorolt a fost azi noapte sub amenințarea apelor. Crasna a atins o cotă istorică și s-a înregistrat o creștere rapidă și uriașă a nivelului apei. Printre primii care a ajuns la fața locului a fost subprefectul Alfater Tomaș. Azi dimineață, în jurul orei 11:30 de minute, m-am deplasat pe această zonă datorită faptului că aveam informații că se va întâmpla o viitură, va crește puternic nivelul Crasnei. Din păcate, previziunile s-au confirmat și în jurul orei 6:30 am revenit la locul la care ne aflăm și acum și am constatat, din păcate, o creștere foarte rapidă și uriașă a nivelului Crasnei pe acest sector. Din anul 2002, din informațiile care le am în acest moment, nu s-a mai întâmplat o creștere atât de mare. Suntem la 629 de centimetri, deci 6,29 m. În istoria comunei Craidorolt, sau cel puțin de la din anii 70, când încă nu erau îndiguite, nivelul ăsta n-a fost. Nivelul record s-a atins în 2000, cât a fost 6,04, acum este 6,30. În câteva locuri a depășit inclusiv nivelul superior a digului, s-au pus peste 6.000 de saci. Păi e destul de gravă, că încep să cedeze digurile. Aici e problema. Spuneți-ne, de câte ore sunteți aici? De dimineață să rămână. Vin de la servici și mă suna mamică să mă dau jos la pod, ca să nu o iau spre dică. Cam pe la ora 16, ora 17 a început vitura asta de ploaie. Și apoi mă suna și apoi mă aștepta la pod și mi-a zis că să vinim aici la cămin. Să nu mă duc, Doamne ferse, nu. Eu cum am venit, am fost schimbul 2. Nu a fost așa, nu a ieșit apa, după aia a ieșit. A fost schimbul 2, nu. Mami m-a anunțat, nu. Vă dați seama, la ora 23, după ce am ieșit de la servici, mă duc, poate mă lua, ce făceam? M-am mutat aici de 22 de ani și așa ceva n-am văzut. A început să plouă torențial și a căzut și grindină. Cu două zile în urmă, o plouă torențial. Și pe urmă, brusc o crescut crazna. De ieri și până astăzi o ieșit așa, brusc. Doamne feri, nici nu vreau să mă gândesc, nu știu că ne-au evacuat și nu știu ce e acolo acasă. La scurt timp a ajuns și președintele Comitetului pentru Situații de Urgență, prefectul județului Eugeniu Avram, care a supravegheat toată noaptea intervenția alături de conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Someș, Satu Mare. Am mobilizat, am avut inițial în jur de 50-60 de persoane de la ISU, de la jandarmerie. Între timp am fost nevoie să apelăm și am suplimentat, am luat tot ce se poate disponibil din județ. Suntem în jur de 150 de persoane care lucrează de la ISU, de la jandarmerie, poliție, acționează. De asemenea, vreau să spun că primarul din comună s-a mobilizat foarte exemplar. Sincer vă spun, am fost foarte impresionat de modul cum s-a organizat, cetățenii de asemenea, și am reușit să asigurăm și necesarul de sarț. Ne-am descurcat cum am putut. Astăzi, în jurul orei 10, s-a finalizat toată acțiunea de îndiguire, ca să spun așa, de supraînălțare a digurilor. Orice, să spun așa, pericol a fost îndepărtat și ne așteptăm în continuare la cote, să sperăm, nu atât de alarmante, în aval, respectiv în comuna Moftin. Fapt pentru care am pregătit deja, împreună cu Comitetul Local, împreună cu Comitetul Județean, măsuri pentru a preveni și a preîntâmpina, eu știu, deversările peste aceste diguri. Autoritățile de aici urmează să facă o evaluare a pagubelor, întrucât au fost afectate și culturile. Conform primelor verificări efectuate de autorități, la noi în județ, pe ruta Supur, Satu Mare, Micula, Halmeu, Porumbești, au fost afectate peste 20.000 de hectare de culturi.
Absolvenții și-au luat rămas bun de la anii de liceu. Mai multe instituții de învățământ au fost în sărbătoare odată cu ceremoniile organizate pentru cei care au terminat clasa a 12-a. Cu toată bucuria zilei de astăzi, mulți dintre absolvenți se gândesc deja la examenul de bacalaureat și la facultate. Festivitatea de absolvire a însemnat în primul rând multe emoții pentru licei, dar și pentru cadrele didactice și părinții prezenți la eveniment. Un moment plăcut, e un moment unic și cred că toți ne bucurăm de acest moment. E o festivitate frumoasă, grandioasă. Cu foarte multe emoții și abia aștept să trecem peste acest moment. Cadrele didactice au avut grijă ca festivitățile să fie adevărate momente de sărbătoare. Astăzi, o nouă generație de absolvenți ai maturității trec spre desăvârșirea profesiei lor în învățământul superior. Un moment emoționant așteptat de toți absolvenții a fost premierea șefilor de promoție. Cu toate surprizele pe care ne-au făcut clasa 11-a, a fost genial, nu mă așteptam la așa ceva. Șeful de promoție al Colegiului Național, doamna Stanca, anul 2015, este Șofran Haidu Alexandra Elena. Mărturisesc că încerc acum, spre finalul călătoriei, un sentiment de împlinire. Este mândria că am fost în acești ani eleva a Colegiului Național, doamna Stanca. Este mândria că am absolvit un colegiu de prestigiu din orașul nostru. În ciuda sărbătorii de astăzi, mulți absolvenți se gândesc deja la ce urmează după încheierea anilor de liceu. Cei mai mulți speră să poată urma cursurile unei facultăți, așa că se concentrează pe notele pe care trebuie să le ia la examenul de bacalaureat. Pentru mine, ca pentru oricare elev de aici, cred că urmează facultate, management sportiv, deoarece sunt în lumea sportului și mi-ar plăcea să devin pe viitor un impresar. La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la geografie sau la Facultatea de Științe ale Comunicării. Alături de absolvenți au fost și autoritățile care au participat la festivitățile ce au avut loc la liceele din municipiul Satu Mare. În timp ce jumătate din județ se luptă încă cu efectele inundațiilor, 100 de localnici din Sat Mărel au fost evacuați după ce grindina le-a distrus casele. În Căminul Cultural s-au adăpostit femeile, copiii și vârstnicii, în timp ce bărbații au rămas lângă locuințele avariate pentru a inventaria pagubele. Autoritățile au promis că vor face rost de materialele de construcții pentru ca oamenii să-și poată reface casele. Oamenii au ajuns să locuiască în Căminul Cultural din Sat Mărel după ce grindina și furtuna le-au avariat serios casele. Peste 100 de persoane, mame cu copii și vârstnici, așteaptă acum să poată să se întoarcă acasă. Problema e că locuințele au fost afectate atât de tare încât nu se știe dacă nu cumva se vor dărâma. Necârșiți suntem, că nu putem să stăm în casă, nu putem să stăm, că ne-i frică. Avem copii foarte mulți și nu putem să stăm aici. Și ne-i frică, de aia am ajuns aici. Și acum nici nu avem servici. Lucru nu avem nimic și nu avem niciun venit de unde să plătim sau ceva să facem casa asta înapoi. Autoritățile au reacționat prompt și au evacuat populația din casele aflate în risc de prăbușire. Am decis să evacuăm. Avem cazați la Căminul Cultural, 113 persoane, sunt și familii și copii mai mici. Astăzi, împreună cu protecția copilului, cu Mariana Dragoș, am hotărât să evacuăm mamele cu noi născuți. Printre cei evacuați află și o mamă cu bebeluș, așa că cei de la Serviciul Public de Asistență Socială s-au deplasat pe teren pentru a veni în sprijinul acestora. Autoritățile încearcă să le găsească un loc în centrele maternale din municipiu. Evaluăm în momentul de față, din punct de vedere social, familiile cu copii, în special mamele cu copii sugari, pentru care încercăm să identificăm soluții în vederea admiterii lor în centrul maternal Lorena. Este vorba de aproximativ 4 mame și copii acestora care
vor fi admiși în cadrul acestui centru și în cadrul adăpostului de noapte a Centrului Social de Urgență Satu Mare, în cadrul modulului mamă-copil, admiterea unui cuplu, tot așa mamă-copii. În timp ce oamenii încearcă să-și refacă locuințele, autoritățile sunt în teren pentru a face inventariere a pagubelor produse de fenomenele meteorologice. Primarul încearcă să găsească soluții pentru a achiziționa materiale de construcții pentru a veni în sprijinul oamenilor. Am organizat echipe care vor ajuta la refacerea celor case, o să le distribuim materiale și cu sprijinul celor de la ADP să încerce să-și refacă ceea ce s-a distrus. Oamenii vor putea reveni în locuință doar după ce autoritățile se vor asigura că ele nu prezintă risc de prăbușire. În doar câteva minute vedem cât de bine cunosc preșcolarii regulile de circulație. Un adolescent a furat la Medeiras. Tânărul în vârstă de 15 ani a intrat într-un magazin de pe drumul Careiului, s-a uitat pe rafturi și a băgat în buzunar o cutie de lame de barberit în valoare de 60 de lei. Adolescentul a fost prins de jandarmi care i-au întocmit proces verbal pentru furt și l-au predat pe tânăr polițiștilor. Peste 250 de jandarmi vor fi mobilizați la acest sfârșit de săptămână pentru a asigura ordinea publică odată cu zilele orașului. În ajutorile vor veni și colegi din cadrul grupării mobile de la Cluj. Forțele armate vor fi prezente și la manifestările prelejuite de Rusalii. Drumul care leagă Tășnadul de Silvaș și Săuca va fi închis începând cu luna viitoare. Până la sfârșitul lui iunie, pe acest tronson vor fi efectuate lucrări de reparație a podețului. Varianta ocolitoare va fi pe drumul județean DJ108M prin Chereușa la Săuca și apoi pe DJ195D spre Silvaș. Elevii de clasa 12 se mai pot înscrie până mâine, inclusiv în sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2015. Probele urmează să înceapă pe 8 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 10 iulie. A doua sesiune se va desfășura în perioada august-septembrie 2015. Pentru prima dată în Satu Mare, cadrele militare în retragere de la toate armele au sărbătorit împreună ziua rezervistului. Aniversarea a fost un prilej de a povesti despre experiențele prin care au trecut în timpul armatei, dar și de a-și aduce aminte despre cei care au trecut în neființă. Pentru prima oară, rezerviștii de la toate armele au sărbătorit împreună. Pentru prima dată când organizăm acest eveniment la Satu Mare, până acum, de fapt, de vreo 2 ani s-a dat o hotărâre de guvern în care s-a decretat ziua de 31 mai ca și ziua rezerviștilor. Până acum le-am organizat în interiorul fiecare asociații, fiecare după posibilități. Și acum ne-am gândit că să o facem împreună. A fost un moment în care rezerviștii și-au adus aminte de zilele petrecute în armată și de momentele dificile prin care au trecut. Mă gândeam zilele trecute la evenimentele de la inundații. Am trăit și inundațiile din 70 și le știu, deși eram tânăr și ca militar cu tremurul eram în Iași și au fost probleme deosebite. Viața ca zonă a avut și momentele ei dificile de care își aduc aminte mai ales cei care au făcut armata înainte de Revoluție. Cel mai mult în armată deranjează dimineața, sculatul de dimineață și înviorarea, care era obligatorie. Pe vremea noastră, când era și în școala militară, nu prea era apă caldă și dușul făceai așa o dată pe săptămână cu apă, cum era, mai longiu și cum zicem noi. Alături de rezerviști au fost și autoritățile. Primarul municipiului a avut un motiv în plus să participe la sărbătoarea de astăzi. Și eu am 25 de ani de carieră militară. M-am bucurat să se revăd foarte mulți dintre colegii cu care am lucrat an și an de zile. Le-am transmis urări de sănătate. Le-am mulțumit și colegilor care au avut o carieră militară și care astăzi sunt în echipa primarului. E un prilej de sărbătoare, de socializare. La mulți ani tuturor rezerviștilor din România. Ziua rezervistului s-a sărbătorit anticipat la Satu Mare. În memoria soldaților care au căzut la datorie, rezerviștii au ținut și un moment de reculegere. Consilierii locali au votat astăzi un proiect de hotărâre prin care persoanele juridice vor beneficia de bonificație mai mare cu 5% dacă își achită taxele și impozitele până la sfârșitul lunii martie. Bugetul local va fi redus astfel cu aproape 2 milioane de lei, bani pe care consilierii locali vor trebui să-i obțină din alte surse. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local a fost propus un proiect de hotărâre pentru aprobarea unei bonificații de 5% pentru persoanele juridice care își plătesc până la 31 martie taxele și impozitele. După discuții, proiectul a fost modificat la propunerea Comisiei de Servicii. A avis favorabil și avem și o propunere. Formulați acum ca și comisie? Dacă se poate, ca și da. Comisie, dacă se poate. Propunerea este de modificare la articolul 5 alineatul 2, unde este vorba de impozitele
de bonificația pentru plata impozitelor la persoane juridice, să se acorde bonificație de 10% în loc de una de 5%. Ne credem că ar fi un semnal pozitiv oferit mediului de afaceri și nu credem că impactul ar fi atât de mare. Șeful biroului de executare silită a Direcției de Impozite și Taxe Locale nu a fost de acord cu creșterea procentului de bonificație, pe motiv că bugetul va fi astfel sărăcit cu aproape 2 milioane de lei. Impactul actual este de 350.000 de lei, până acolo a mers, iar asta înseamnă acordarea bonificației în continuare de 5%. Dar noi am observat că crește numărul cheltuielilor cu bonificații de la an la an. Acordarea unei bonificații de 10% ar fi devastatoare pentru buget. În calculele noastre va depăși 2 milioane. În mod ideal ar duce la 3 milioane. Dacă toate firmele ar plăti, dar nu. Pentru că sunt și acolo restanție. Dar el se ridică. Se va ridica, deoarece numărul plătitorilor va crește, care vor beneficia de această bonificație de 10% și se ridică cam la 2 milioane de lei pe an. Proiectul a avut nevoie de 12 voturi pentru a trece, voturi pe care le-a obținut, astfel că acesta va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016. Supun la vot propunerea Comisiei de Servicii. Cine este de acord cu majorarea bonificației la 10%? Împotrivă. Abțineri. Domnul Fogel împotrivă. Abțineri. Nu sunt. Mulțumesc foarte frumos. Modificarea a trecut. Sătmărenii învață de mici cum să circule corect și să respecte regulile în trafic. Pentru a-i stimula pe copii, procesul educativ se desfășoară sub forma unui concurs, iar astăzi micuții au putut demonstra că sunt niște pietoni responsabili. Chiar dacă au doar câțiva anișori, ei știu deja cum trebuie să treacă strada și care sunt regulile pe care trebuie să le respecte în trafic. Și când treci strada, trebuie să mergi cu pași viori. Corect să treci, adică să mergi normal. Și numai când e verde să treci strada, când e roșu nu poți, adică aștepți până trec mașinile. Dacă e galben, trebuie să te pregătești. Că vin mașini, trebuie să te uiți în stânga și în dreapta. Și nu trebuie să scoți capul pe geam, mâna sau mâna, da. Că poate veni o mașină și ți-o poate smulge. Micuții nu au învățat doar ce anume trebuie să facă atunci când traversează strada, ci cunosc și indicatoarele rutiere și regulile de politețe în trafic. Și când e o bunică bătrână, când e verde, o ajut să traverseze strada. Când este vreun semn stop, trebuie să te oprești. Și, de exemplu, dacă îi cineva și mai bătrân, trebuie să le ajut să treacă strada la verde. Autoritățile sunt convinse că dacă cei mici învață de timpuriu, atunci vor fi mai înclinați să respecte legile atunci când vor fi mai mari. Este cea mai bună soluție pe care am putea o adopta, pentru că dacă de mici învață să respecte regulile, atunci când vor fi mari vor respecta și legea, care de fapt este tot un set de reguli. Ei sunt foarte receptivi și este atât pentru ei cât și pentru părinți și pentru noi, comunitatea, important ca ei să fie în siguranță, să știe regulile de circulație și să nu fie implicați în accidente rutiere. Cadrele didactice sunt și ele de aceeași părere, iar copiii învață mai repede dacă sunt implicați în probe de practică și în concursuri, motivația lor fiind mult mai mare. Este foarte important să legăm practica cu teoria pe care noi o învățăm la grupă. Acest concurs, spunem noi, este primul pas în apărarea vieții. Colaborăm foarte bine cu reprezentanții poliției, care întotdeauna răspund invitației noastre și reușesc să se coboare la nivelul copilului preșcolar și să le transmită cunoștințe adecvate vârstei. Copiii de la mai multe grădinițe au demonstrat astăzi că tot ce au învățat despre regulile pe care trebuie să le respecte în trafic, în cadrul concursului suntem mici, dar circulăm corect, copiii au avut ceva emoții, dar până la urmă toți au plecat acasă cu diplome și medalii.
Rămâneți cu noi pentru grupajul de știri pe scurt. Autoritățile au instituit stare de alertă astăzi în Domânești și Berveni. Conform previziunilor specialiștilor, viitura va ajunge în aceste localități în jurul orei 18, însă autoritățile s-au pregătit din timp pentru a preveni orice pericol. La Domânești este o situație particulară, deoarece în acea zonă, și poate specialiștii de la APE o să vă poată da detalii mai amănunțite, în acea zonă Albia râului, sau Talvegu, cum se spune în termeni tehnici, nu are o cădere suficient de mare, astfel încât viteza de curgere a apei este foarte scăzută, fapt care creează un efect de frânare a cursului apei și provoacă practic o acumulare nedorită a apei în zona respectivă. Dincolo la Berveni, acolo a fost o lucrare, eu spun, bine făcută de către primărie împreună cu Consiliul Județean, respectiv o traversare peste râul Crasna, un pod care făcea multe probleme în anii anteriori. De această dată să sperăm că la această intenție a apei de a trece prin zona respectivă să nu pună probleme. Ziua internațională a ocrotirii copilului va fi marcată marți de la ora 17 la Biblioteca Județeană prin organizarea unei seri de povești muzicale sub genericul Prietenii lui Cilogur. Invitat special este chiar creatorul de povești din Ungaria, Sos Károly. Evenimentul este găzduit de Centrul Cultural G.M. Zanfirescu. În cadrul evenimentului, participanții vor afla despre modalitățile de concepere a poveștilor și cum se transformă ele în cântece. Scriitorul și muzician Sos Károly va folosi mai multe instrumente muzicale, demonstrându-le copiilor faptul că versul și ritmul se pot îmbina într-un mod armonios. Iubitorii muzicii clasice sunt așteptați duminică de la ora 18 la Carei, în sala Cavalerilor a Castelului Károly, la concertul susținut de corul Kölcsei din Debrecen. Acesta a susținut concerte în Spania, Franța, Italia, Finlanda, Grecia, Slovacia, Macedonia, Bulgaria, România și chiar în Statele Unite ale Americii. Interpretează creații ale compozitorului maghiar și străin. În program sunt incluse interpretări după creații cunoscute ale compozitorilor Bartók Béla, Franz Schubert, Claude Debussy, Robert Schumann, Bardos Lajos, dar și alte compoziții ale celor mai cunoscuți muzicieni ai timpului. Evenimentul se desfășoară în cadrul festivalului Best Fest 2015, Primăvara Culturală Careiană. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Careienii l-au sărbătorit pe Simion Bărnuțiu cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la moartea marelui om politic și lider al mișcării revoluționare din Transilvania. Reprezentanții ai Direcției de Cultură a municipiului Carei, alături de reprezentanții ai Bibliotecii Municipale Carei, au depus o coroană la bustul acestuia situat pe strada Iuliu Maniu din municipiul Carei, în fața fostului gimnaziu Piarist, unitatea unde a studiat Simion Bărnuțiu. Florin Mureșan vine cu cele mai importante informații din sport, iar Luca Jofi ne spune ce ne aduce vremea. Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, în parteneriat cu Asociația Eleven, respectiv Primăria Municipiului Satu Mare, organizează în cadrul zilelor Municipiului Satu Mare 2015 o serie de activități sportive și recreative sub genericul Bucurie în Mișcare. Sâmbătă 30 mai, cu startul la ora 11, are loc crosul tineretului. Câștigătorii primelor 3 locuri de la fiecare categorie vor fi premiați cu diplome, medalii și vouchere pentru cumpărături. Programul va continua cu o serie de demonstrații sportive și jocuri interactive în locația Piața Libertății, începând ora 13. Vor avea loc demonstrații de scrimă, karate, box, judo, mini rugby, TRX, fitness, kangu jumps și BMX. În paralel se vor desfășura concursuri diverse, slow biking, tir cu arcu, ștafete diverse, fotbal target, schi pe asfalt, desene pe asfalt. Duminică 31 mai va fi o zi dedicată competițiilor sportive. Locația desfășurării activităților va fi Bulevardul 1 decembrie 1918. Aici doritorii vor putea să se înscrie în competiții de fotbal, fotbal tenis, basket stradal și badminton. Sunt invitați pe această cale toți iubitorii de mișcare să participe la aceste activități. Venit pentru câteva zile acasă după primul an în Premier League, Florin Gardoș nu a putut sta prea mult departe de terenul de fotbal. După 3 zile de vacanță, acesta a apărut azi la stadionul Someșu și le-a făcut o surpriză juniorilor de la LPS, pregătiți de Dacian Nastai, primul antrenor al lui Gardoș. Iar așa cum o știm, ca un român ca lumea, Gardoș nu a venit cu mâna goală și le-a donat un rând de echipament juniorilor, iar norocosul jucător ce poartă 45 la picior a primit și o pereche de ghete noi de la fundașul lui Southampton. Dacian Nastai împreună cu juniorii i-a oferit la rândul lor lui Gardoș un tricou personalizat cu numele sponsor lui pe piept, adică cel al fundașului Sfinților. Legat de șederea lui la Satu Mare, aceasta se va încheia duminică, Gardoș urmând să plece la București, la lotul național, unde este convocat pentru meciul cu Irlanda de Nord din preliminarele Euro 2016 de pe 13 iunie.
Vreau să fiu titular național, că ăsta e visul meu, să joc la un turneu final și mi-ar fi ciudă să merg și să stau pe bancă la echipa națională la un campionat european. Ai concurență. Și, da, și oricum îmi doresc să joc. E normal să-mi doresc să joc, indiferent că sunt în Anglia sau oriunde aș fi. Gardoș a vorbit și despre viitorul său la Southampton. Gardoș mai are 3 ani de contract și vrea să-l ducă la capăt. Până la iarnă va rămâne la Southampton, iar apoi nu exclude varianta unui împrumut dacă nu va prinde mai multe meciuri ca titular la Sfinți. A fost na, Cupa Ligii și na. Oricum toate au fost importante, dar la United mi-a plăcut cel mai mult. E frumos, asta e adevărat că e frumos. Fotbalistic vorbind, nu știu dacă e mai frumos altundeva în Europa, chiar dacă n-am jucat și nu știu, dar și ca atmosferă și ca și condiții și ca tot ce ține de fotbal, e cel mai frumos. Interviul integral poate fi vizionat în emisiunea Săptămâna Sportivă de luni seara de la ora 20:45 la Nord-Vest TV. Unul dintre cele mai frumoase jocuri din această ediție a Ligii a 4-a de elită s-a jucat miercuri la Cămin, unde Schwaben a întâlnit Cetatea Ardud, echipa aflată pe ultimul loc. Elevii Tudor Barbul s-au impus cu 3-1 și au trecut peste Tășnad în clasament. Gazdele a marcat prin Code și minutul 37, acesta a prins un șut superb, iar oaspeții au replicat prin Coții, minutul 27, Anton 67 din 11 metri și Sas 74, după ce minutul 55 la 1-1 Schwaben a ratat o lovitură de pedeapsă prin Oșvat, un rezultat care dă încredere Cetății și un meci care a plăcut spectatorilor prezenți. Tot miercuri s-a jucat și una dintre sferturile de final ale Cupei României, faza județeană, acolo unde ASE Genge a învins la Carei Sportul Botiz și a acces în semifinale după 6-2, aceasta fiind singura echipă din eșalonul 5 rămasă în competiție. De mâine și până duminică, sala polivalentă din Cluj-Napoca găzduiește European Judo Open. Competiția face parte din calendarul Cupei Mondiale și punctează pentru calificările la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016. 5 judocari de la statul mare vor fi prezenți la această competiție. Amado Leaza la 60 de kg, Remus Laza la 66 de kg, Eduard Nicolaescu la 73 de kg, Cristian Bodrlău la 81 de kg și Loran Ciame la 100 de kg. Sportivii sunt pregătiți de Vasile Fușle, Marian Halas și Mihai Terei. Se anunță o competiție interesantă și de anvergură, având în vedere că la masculin și feminin 450 de judoka vor intra pe tatami din mai bine de 40 de țări. Cristian Bodrlău are cele mai mari șanse la medalie, deja în top 50 în Cupa Mondială și poate acumula mai multe puncte, dar fiecare dintre sportivi are șansa lui, a spus înainte de plecare Marian Halas. De asemenea, Florin și Vasile Fujle Junior vor fi prezenți la Cluj-Napoca în calitate de arbitri. După această competiție urmează pentru o parte dintre sportivi pregătiri intense pentru European Games, ce vor avea loc la Baku în a doua jumătate a lunii iunie. Luni 1 iunie, cu prilejul sărbătoririi Zilei Copilului, la sala de sport a Liceului de Artă va avea loc o competiție de judo destinată copiilor. Așadar vor participa judoca de la CSM Fujle Security, antrenor Vasile Fujle, de la CS Unio și CSM Baia Mare. Acestea au fost informațiile din sport. Rămâneți alături de Nord-Vest TV. Seara, vremea se încălzește, însă nu foarte mult. Rămâneți alături de mine pentru a vă spune minimele și maximele zilei de mâine. În capitalele mari ale Europei nu sunt mari schimbări din punct de vedere meteorologic. 24 de grade se vor înregistra mâine în Lisabona și în Budapesta, 26 vor fi în Roma. În München se vor înregistra 23 de grade, iar cel mai cald va fi mâine în Madrid, unde vor fi 29 de grade, însă spaniolii vor avea parte de ploi. Gradele urcă ușor în țara noastră, astfel că în Constanța vom avea 21 de grade, 22 de grade se vor înregistra în Iași, 23 în capitală, 20 vor fi în Sălaș și în Maramureș, iar în Timișoara 22 de grade. În județ vom avea parte de o noapte friguroasă, doar 7 grade vor arăta termometrele în Carei, în Sălaș și în Satu Mare, iar în zona Oașului va fi și mai rece, 6 grade Celsius. Mâine vremea se mai încălzește ușor, astfel că în Satu Mare vom avea 21 de grade. Cerul va fi parțial noros. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine! Acestea au fost principalele informații ale serii. Ne revedem mâine. Până atunci să aveți o seară liniștită.
Vestimentația prezentatoarei de știri este asigurată de magazinul Steilman.